Deloc pe tot parcursul live-ului, cât timp avem? O oră 33 de minute. Se vedea absolut superb soarele în orizont. Și gata, în câteva minute, ce câteva minute, imediat, în curând o să-l vedem acoperit de clădire. Imediat. Cât este ceasul? 14:38. Da. 16:40 apune la mine. Ia privit, se vede, asta e o antenă, este o antenă 5G, care se află de asemenea în spatele clădirii și deoarece soarele apune acolo, se vede și puțin din antena aia 5G, vedeți? Se vede antena aia 5G, o părticică din ea o cuprinde soarele. Nu este peretele clădirii momentan. Peretele clădirii începe să se vadă din partea de sus, pentru că noi observăm printr-un telescop pe oglinzi și vedem imaginea întoarsă. Da? Se va vedea din partea de sus. Asta e părticică din antenă întoarsă, din o antenă 5G. O să vă arăt acum după ce apune soarele antena. Uite ce bine ți-o arată acum antena. Uite, vezi? Este o antenă 5G. Vă spun eu că o văd zilnic, o am aici lângă mine. Ce e asta? Un avion, dar doar aripa s-a văzut. Un avion, doar aripa avionului, ați văzut? Vedeți de ce îmi place mie să observ până la final apusul și gata, începe să se vadă și clădirea. S-a văzut și o pasăre acolo trecând în zbor. Și începe să se vadă și clădirea în partea de sus. Vedeți că noi vedem imaginea răsturnată. Da, asta e o antenă 5G, clădirea. Și acum, de aici este ultimele minute petrecute pe live, observând soarele astăzi. Iarăși o pasăre în zbor. Îmi plac extrem de mult aceste momente, să știți. Avem ce să observăm în orizont, de fiecare dată îmi dă emoții soarele. Dar ce, s-a așezat perfect în spatele, vedeți? Și mi-a cuprins și antena, să o vedem. Antena 5G apune soarele. Se vede soarele, apune. Apune în spatele unei clădiri și s-a văzut o antenă 5G. O să vă arăt imediat ce apune soarele. O să vă arăt și telescopul. Pentru cei care nu mă cunoașteți și abia v-ați alăturat, chiar a trecut o pasăre în zbor. Foarte puțin apune. V-am spus că nu mai avem mult timp pe live. Gata. Apune soarele, încheiem și noi acest live și revin. Revin la ora 18:30-19, revin cu un nou live. Cât de frumos se vede, nu? Ați făcut și voi poze în tot acest timp?
Da. În curând telescopul meu vede în totalitate clădirea, soarele a apus și la mine. Dacă s-a apropiat de clădire, nu e normal.